Salut! Sunt Robert și în filmul ăsta aș vrea să-ți povestesc un pic cum ar fi bine să faci și atunci când vrei să spui cârlig la mașină. Sunt sigur că foarte mulți dintre voi cumpărați mașina și după aia vă dați seama că ar fi foarte bine să puneți și un cârlig și vă duceți la o firmă din asta aftermarket și vă puneți un cârlig. Cu diverse sisteme de prindere, asta e mai puțin important. Ideea este că abordarea asta este un pic greșită. Și o să vă explic de ce abordarea asta este un pic greșită, adică doar a pune un cârlig acolo. Pentru că în funcție de greutatea pe care o tractați, și mă aștept să tractați greutăți mari dacă ați pus cârlig, adică o rulotă pentru o remorcă, pentru animale, pentru cai, de exemplu, sau pur și simplu o remorcă din asta mică, fără sistem de frânare independent sau cu sistem de frânare independent. Depinde de cât de mare este remorca și de cât de mult permite mașina să tractați. În cazul remorcilor mici, a pune un cârlig la o firmă aftermarket nu e absolut nicio problemă. Probabil că nu o să vă dea bătăi de cap foarte mari în exploatare. Problema apare când tractați rulote, de exemplu, care sunt destul de grele și care solicită foarte mult motorul mașinii. Da, datorită faptului că se creează o greutate suplimentară, se atașează o greutate suplimentară, motorul mașinii va merge mai turat și va, pentru a putea dezvolta puterea necesară să tracteze și rulota respectivă, și este foarte posibil ca sistemul de încălzire al mașinii să se supra-solicite. Adică mașina să se supra-încălzească în anumite perioade de timp. Ceea ce duce la uzuri mari pe partea de motor și e posibil în situații limită și la deteriorarea motorului. De aia este important, ăsta este motivul pentru care este important ca atunci când atașați un cârlig la mașină să faceți și o redimensionare a sistemului de încălzire al mașinii, astfel încât mașina să poată să suporte greutatea suplimentară și regimul intens de folosire al motorului să poată să fie suplimentat printr-o răcire corespunzătoare, da? Astfel încât motorul să nu se supraîncălzească. Foarte mulți nu știți chestia asta, dar în momentul în care cumpărați o mașină și o cumpărați de la producător direct cu cârlig, adică dacă mașina are opțiunea asta în lista de opțiune, e bine să o luați așa. Pentru că în cazul ăsta producătorul face adică este prins în preț și o supradimensionare a sistemului de răcire, supradimensionare făcută de către producător. Da, de obicei, cârligul ăsta costă 300 sau 400 de euro sau câteva sute de euro, nu e foarte mult, adică probabil cam un pic mai mult ca la firma aftermarket, dar vine suplimentar cu sistemul de răcire supradimensionat, ceea ce nu se întâmplă în cazul firmelor aftermarket care pun cârlige. Dacă o să cumpărați și un sistem de răcire supradimensionat și o să vreți să adaptați sistemul de răcire pentru noile condiții, o să constatați că prețul la firmele aftermarket e mult mai mare decât dacă o cumperi de la producător deja cu opțiunea asta în momentul când ai luat mașina nouă. Cam asta vreau să vă spun și asta vreau să aveți în vedere în momentul în care cumpărați o mașină nouă. Mulțumesc cam atât pentru astăzi, pentru filmulețul ăsta. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tot când mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!